Bună ziua! Primul rând cer scuze că n-am ieșit ieri, deoarece audierele și obținerea informațiilor importante vis-a-vis de situația cu investigarea furtului miliardului noi am obținut ieri, dar din cauza că am avut mai multe ședințe, întâlniri, n-am putut să ies și recuperez acest lucru azi. Câteva lucruri importante care s-au întâmplat ieri în ceea ce ține elucidarea circumstanțelor de valizare sistemului bancar. Iată informația de la Banca Națională. Cu părere de rău, nu pot publica că este grifa aici, secret profesional. Eu nu știu câte secrete noi avem în țară. Eu, din punctul meu de vedere, trebuie mare majoritatea documentelor cu care noi lucrăm, cel puțin trebuie de desecretizat și eu voi insista asupra acestui lucru. Nu înțeleg de ce ele fac parte de secret. Dar, oricum, aici este informația exhaustivă câți bani au fost atrași și plasați în cele trei bănci în perioada de la 1 până la 27 noiembrie. Uitați, 7 pagini. 7 pagini detaliat. Asta referitor la afirmațiile că la momentul când au fost acordate garanțiile de stat, cele trei bănci erau devalizate și acolo nu erau bani și că acolo trebuia de urgență de făcut ceva. Da, trebuia de urgență de făcut ceva, dar întrebarea este una foarte pertinentă. De ce în această perioadă rulajul banilor care au fost în cele trei bănci a fost unul imens? Eu când am făcut calcul câți bani acolo au intrat pe aceste trei săptămâni după acordarea garanțiilor de stat, m-a luat groază ce s-a întâmplat. Dar nu vreau să vehiculez cu nicio cifră, că cifrele groaznice și cu certitudine nu este vorba doar despre un miliard de euro. Am dat la verificare suplimentară, am rugat și pe domnul Galavatiuc, care este un bun specialist în domeniul bancar, să mai verifice aceste cifre. Azi am înaintat demers la Banca Națională cu solicitarea ieșirilor. Adică să ne spună Banca Națională că în acea perioadă câți bani au ieșit din cele trei bănci după acordarea garanțiilor de stat și până la introducerea administrării speciale din partea Băncii Naționale. Este o informație foarte importantă. Noi înțelegem tot mai mult și mai mult că cele mai grave crime în aceste trei bănci s-au întâmplat după acordarea garanțiilor de stat, făcute de guvernul Leancă, ministrul economiei Candu, șeful BNM Drăguțan și ministrul finanțelor Arapu. Acum, referitor la audieri. Ieri, la audieri s-a prezentat fostul ministru finanțelor Anatol Arapu și nu s-a prezentat doamna Politova Cangaș. Fac apel către presa, prin intermediul presei, deoarece noi am făcut anunț public, alte contacte dumneiei nu le cunoaștem. Miercurea viitoare, pe data de 28 august, o invităm repetat la orele 10, la noi, la comisie. Sunt telefoanele, doamna cumva să dă de mână nouă că este, că poate veni, că avem întrebări importante către domnie sa. Foarte important, legat de tranzacțiile din 2011 și tranzacția din 2013 cu acțiunile BEM. Dar ieri am obținut informația foarte importantă de la domnul ministru Arapu, fost ministru finanțelor. Dânsul a preluat Banca de Economie, Ministerul Finanțelor, în august 2013, taman când s-a finalizat procesul de emisiune suplimentară, adică de posedarea statului de la pachetul de control. Din afirmațiile dumnealui că el a fost împotriva acestei operațiuni, că era clar deodată cine stă în spatele acestor acțiuni. Toată perioada din 2013 până în 2014, cel puțin așa afirmă dumnealui,
eu în permanență sesiza Banca Națională despre neregulile care se întâmplă în acele trei bănci. Pentru mine, nefiind specialist mare în sectorul bancar, pentru mine era evident, acum iată când mă uit la documente, că ceea ce era în 2014, fost o politică bancară la aceste trei bănci lipsită absolut de un sens economic, de orice rațiune. Când mergea procesul de atragere a depozitelor de la populație cu dobânda cea mai mare în Republică, mult mai mare decât o acele alte bănci, cu 6-7%, și totodată plasarea acestor bejoace preponderent în anumite bănci fără rating în Federația Rusă, cu dobânda de la 0-3%. Spuneți-mi, vă rog, aici toate băncile câștigă în diferența între ratele de depozit și ratele de creditare sau alte depozite. Aici a fost ceva absolut invers. Și tot acest lucru a fost sesizat, a fost sensibilizat din partea Ministerului Finanțelor. Cel puțin așa afirmă ministrul Arapu. Apare întrebarea de ce nu a fost eu foarte insistent atunci. Dar a dat de umeri și a spus că așa a fost factorul politic, alianța, nu știu ce acolo, înainte de alegeri, dar Banca Națională zilnic obținea informația ce se întâmplă în aceste trei bănci. Era absolut clar că băncile merg spre faliment. Conform afirmațiilor domnului Arapu, Unibank vara 2014 cu această politică deja era falimentar și trebuia să fie introdusă administrare specială. Și cea mai bună întrebare, care noi am discutat și ieri cu domnul Arapu, de ce această administrare specială nu a fost introdusă primăvară sau vara 2014? Până la acordarea garanțiilor de stat. De ce? Răspunsul noi, adică nu că n-am primit, răspunsul că așa a fost poziția băncii naționale, chiar în pofida viziunilor FMI și băncii mondiale, care lunar veneau cu expertize, veneau cu solicitări, că situația este gravă, că este necesară intervenția băncii naționale. Noi am solicitat azi de la Banca Mondială și FMI toate expertizele care au fost efectuate în 2013-2014 vis-a-vis de situația în sectorul bancar, în special în cele trei bănci. Dar deja se conturează un tablou evident. În 2014, plus era și nota Centrului Național Anticorupție din 28 august, care cu lux de amănunte descria ce se întâmplă în aceste trei bănci. Era absolut clar că toate trei bănci merg spre catastrofă. Până la acordarea garanțiilor de stat. De ce nu a intervenit Banca Națională? Mi se pare că cu această întrebare de mult ar trebui să vină organele de anchetă. Referitor la garanțiile de stat. Noi am dat aceeași întrebare, deoarece în afară de domnul Arapu toți au fost audiați pe problema de ce imediat după ce pe 7 noiembrie s-a decis la Consiliul de Stabilitate Financiară că vor fi acordate aceste garanții, nu a fost introdusă imediat administrare specială în cele trei bănci, astfel încât să evităm acest dizmăț. Rulajul de 10 de miliarde de lei în aceste trei bănci cu asistența mai multor bănci din Republica Moldova și de peste hotare. De ce? Până am audiat pe domnul Arapu, ca tare toți spuneau și domnul Drăguțan și domnul Candu că asta a fost răgănarea din partea lui domnul Arapu, acordarea acestor garanții. Domnul Arapu ne-a spus ieri că el, în primul rând, dânsul a fost împotriva acestor garanții de stat în mare parte. El considera că nu era cea mai bună formă și era mai bine să intervină Banca Națională fără garanții de stat la timp. Și doi la mână, domnul Arapu era foarte rezervat la modul de acordare acestor garanții de stat, astfel încât să nu fie ele transformate în datorie internă și pusă ulterior pe umerii cetățenilor.
Dar la întrebare, totuși, de ce dumneavoastră n-ați insistat, dânsul a spus că misiunea, conform legislației, sub toate aspectele, misiunea de a propune administrare specială, revine băncii naționale. Adică domnul Arapu, într-un fel, plasează responsabilitatea și, dacă să luăm aspectul juridic, pe bune. Într-adevăr, asta a fost misiunea băncii naționale. Păcat că niciunul din toți patru factori de decizie, Dorin Drăguțan, Iurie Leancă, Adrian Candu și Anatol Arapu, nu s-au gândit la interesele statului. Când l-am întrebat despre acest rolaj, domnul Arapu, foarte onest, cumva un pic naiv, a spus că domnule președinte al comisiei, noi cunoșteam situația la aceste trei bănci doar conform situației la 30 septembrie. Noi nu știam aceste cifre, ce se întâmplă în aceste trei bănci. Adică, după mine, este un lucru foarte urât. Când guvernarea, înainte de a lua decizia privind punerea pe umerii oamenilor, sumelor imense, nici nu se documentează ce se întâmplă în aceste trei bănci. Dar, desigur că era obligațiunea băncii naționale, Banca Națională zilnic, repet încă o dată, zilnic obținea cifrele ce se întâmplă acolo și Banca Națională, în mod normal, văzând acest dizmeț, văzând fluxul de bani care circulă, intră și iese din acele trei bănci, trebuia să introducă administrarea specială imediat după ce a fost luată decizia de acordare garanțiilor de stat. Este o crimă, după mine, eu nu mă tem de aceste cuvinte, crimă ceea ce s-a întâmplat în perioada 27 noiembrie 2014. Crimă efectuată, comisă cu cinism cras, deoarece pe urmă toate aceste garanțiile de stat după furtul banilor oamenilor au fost introduse prin decizia guvernului Filip în sumă dublă pe umerii contribuabilor din Republica Moldova în 2016, noi știm, și încă și cu dobândă de 5%, deși Banca Națională a acordat aceste credite de urgență cu dobândă de 0,1%. Vă închipuiți că cu cât mai mare este dobândă care trebuie să plătim noi toți. Iată lucrurile importante care noi am aflat ieri, foarte importante. Am discutat, am decis că, repetat, o invităm pe doamna Polita Vacangaș. Mai facem azi, mâine, schimb de păreri. Sunt păreri diferite în comisie vis-a-vis de audierea domnului Vlad Filat. Dacă decidem, probabil că săptămâna viitoare încercăm să-l audiem pe dânsul. Dar decizia nu este luată definitivă, mai discutăm pe interiorul comisiei. Și cu nerăbdare așteptăm anumite documente de la procuratură, cu care noi suntem acum mai cooperanți, un pic s-a schimbat situația. Procuratura, apropo, a solicitat că noi toate stenogramele, dar noi deja am audiat peste 20 de oameni, 23 de oameni, toate stenogramele să le transmitem procuraturii. Și noi o să facem acest lucru imediat după ce finalizăm prelucrarea audierii domnului Arapu. Eu cred că cel târziu mâine noi vom expedia toate stenogramele către Procuratura Generală, Procuratura Anticorupției. Așteptăm informația de la Banca Națională, așteptăm informația de la Procuratură, așteptăm informația de la Banca Mondială și FMI. Sunt elementele foarte interesante și importante pentru a finaliza raportul nostru. Asta ceea ce am avut să vă spun. Oksana, aștept cu nerăbdare întrebările tale, sper că ele sunt legate cu furtul miliardului. Despre audierea domnului Filat, totuși părerea dumneavoastră personală și cum sunt împărțite părerile în cadrul comisiei? Dacă trebuie să fie audiat, când va fi audiat și ce întrebări vreți? Nu vreau să vă spun cum sunt împărțite părerile în cadrul comisiei, sunt procesul nostru intern, democratic. Apropo, noi toate deciziile le luăm în mod colegial, nu sunt probleme, până când nu există nicio părere separată, dar pe fiecare candidatură noi discutăm. Problemele, adică întrebările vis-a-vis de domnul Filat sunt legate de
oportunitatea. Adică o parte din membri consideră că noi deja cunoaștem suficient. Și domnul Filat, într-un fel, poate să vorbească despre anumite lucruri doar pentru a-și îmbunătăți imaginea. Există așa ipoteză. Documentele sunt. Dacă dumnealui, iată, eu vă spun argumentele celor care nu vor audieri. Documentele, dacă dumnealui dispune de ceva documente, ar fi bine să ne prezinte. Dar dacă nu, parcă noi vedem multe lucrurile deja și fără dumnealui. Argumentele autor, colegi, care insistă la aceste audieri, sunt legate, nu sunt mari divergențe, dar oricum sunt legate de 2013. Pentru toți sunt multe lucruri evidente. Și într-adevăr, dacă domnul Filat are documentele pentru comisia de anchetă, ar fi bine să ne prezinte. Multe documente, adică ce au fost în 2012-2013, eu am spus într-o emisiune, repet și acum. În 2012 au fost un Vlad Filat care s-a combătut cu atacul Raider și cu dismețul ABM. În 2013 deja au fost alt Vlad Filat care promova deposedarea BM-ului. Dar pentru unii colegi este interesant totuși ce s-a întâmplat în 2013, deoarece noi a apărut această ipoteză, cu bănuieli rezonabile, că în 2013 acțiunile BM-ului au fost procurate de la Platon, nu de către Șor. Adică acțiunile nu au mers de către Șor, dar au mers către Plohotniuc. Și aici este un moment foarte interesant, deoarece Șor a venit la Platon, cel puțin așa afirmă mai mulți oameni pe care noi i-am audiat și avem înscris depozițiile lor, că Șor a venit la Platon, chipurile că din numele lui Filat. Dar pe parcursul negocierilor, brusc au intervenit Plohotniuc și Iralov. Și iată toată această combină în 2013 cu acțiunile și care a fost rolul lui Plohotniuc și care a fost rolul lui Filat, mai ales că în paralel lucra comisia Reidman, pe urmă comisia, așa zisă comisia de concurs, după care BM-ul a rămas fără 23%, iată, aceste procese toate urmează să fie elucidate în opinia altor colegi din comisia de anchetă. Mai facem încă un schimb de păreri azi, mâine, și vom lua decizia colegială. Va fi făcută un apel interpelat. Exact așa cum am făcut cu Platon. Am scris demers către izolatorul, nu, către Ministerul Justiției, cu solicitarea pentru anumită zi să ne fie garantat accesul la izolatorul 13, la care noi mai mult de trei ori am audiat pe Vyacheslav Platon. Probabil dacă decidem, vom proceda în același mod. Este procedura legală din câte eu cunosc. Dacă ați audiat pe domnul Arapu, atunci el era ministrul finanțelor înaintat de Partidul Liberal Democrat și atunci premierul era Filat. Ce a declarat domnul Arapu referitor la acțiunile sau inacțiunile domnului premier de atunci, lui Filat? Și domnul Arapu a devenit ministrul finanțelor când premierul era deja Iuri Leancă. Și cu Filat el a avut puține tangențe, noi l-am întrebat pe dânsul. Domnul Arapu nu era membru Partidului Liberal Democrat, era exponentul, dar a activat toată cariera lui de ministru finanțelor în 2013-2014 în guvernul Leancă. Domnul Arapu făcea parte din blocul economic, guvernul Leancă, și sub toate aspectele juridice au fost patru oameni care promovau ideea garanțiilor de stat. Erau patru oameni care trebuia să supravegheze situația în sectorul bancar. Dorin Drăguțan, Iuri Leancă ca prim-ministru, Adrian Candu ca viceprim-ministru, ministru economiei și Anatol Arapu ca ministru finanțelor. Vă spun că în cadrul audierilor toți patru plasează vina unul pe altul. Adică plasează în sensul că eu n-am avut competență, eu am avut puțină informație, dar pentru mine, de exemplu, este inexplicabil cum asta patru persoane cu aproape cele mai înalte funcții de stat, cel puțin în domeniul economic, nu au putut să verifice
profund situația în sectorul bancar. Nu au intervenit la timp în 2013, în 2014, n-au asigurat introducerea administrării speciale în aceste trei bănci și pe urmă au transformat garanția de stat în datoria internă cu repercusiunile grave pentru economia țării, pentru populația țării. Și atât noi aceste repercusiuni le simțim și acum. Pentru mine acest lucru nu este explicabil sub aspectul incompetenței sau altor factori. Eu pot să admit că domnul Leancă nu este competent. Și așa și este, din punctul meu de vedere. Dar eu nu pot să admit că domnul Drăguțanu, domnul Candu și domnul Arapu chiar nu înțelegeau ce se întâmplă în sectorul bancar. Dacă ei sunt competenți și n-au acționat la timp, aici apare întrebarea de reacredință. Și de unde vine această reacredință? De ce n-au intervenit ei? Și care este cauza? Noi deja am făcut demers referitor la neglijența în serviciu, dar părerea mea personală că lucrurile sunt mult mai grave, mai ales după această informație care eu am primit. Informația aceasta, eu după ce am citit-o, am rămas perplex de rulajele banilor. 7 pagini aici, uitați, 7 pagini cu șriftul foarte mic. Rulajul plasărilor, împrumuturilor, depozitelor, de la mai multe, asta doar din băncile din Republica Moldova, aici nu intră băncile din afara țării, din Federația Rusă, aici doar strict băncile rezidente, care făceau plasamente, depozite, împrumuturi în perioada noiembrie, când deja era clar că 3 bănci sunt moarte. De ce au făcut aceste lucruri? Unde s-au dus banii ăștia de care au fost plasați? De ce acest proces nu a fost controlat până la 27 noiembrie? Eu n-am explicații plauzibile. Eu aștept ca organele de anchetă să-și tragă concluziile vis-a-vis de acest dezbat. Hai, Roxana, hai. Despre adresarea dumneavoastră la procuratură. S-a anunțat acum o lună aproximativ că v-ați adresat la procuratură în legătură cu acțiunile sau inacțiunile mai multor demnitari. Dacă ați primit un răspuns și dacă totuși puteți să ne spuneți pe cine anume, în afară de domnul Leancă, pe cine anume ați indicat acolo? Noi am avut din numele comisiei 2 adresări. Prima adresare a fost într-adevăr o lună în urmă, vis-a-vis de deposedarea băncii de economie de pachetul de control. Adică acolo era toată epopeea asta de comisia Redman, așa zisă comisia de concurs, sub paravanul căreia s-au ascuns guvernul Leancă și au pus pe ei pe Godoroja, Susanu, cine mai era acolo, Barba Neagră, Grosu, acolo era o grămadă de oameni ca țapi spășitori. Apropo, dacă noi să luăm strict juridic, că comisia trebuia să ia deciziile cu 2/3 prezenți, nicio ședință a comisiei nu a întrunit quorum. Toate ședințele acestei comisii au fost ilegale, dacă noi să luăm strict regulamentul de activitate acestei comisii. Și noi am înaintat demersul în adresa guvernului Leancă, factori economici, noi acolo n-am nominalizat, deoarece nu era clar cine anume lua decizia. Acolo Leancă era prim-ministru, domnul Lazar era vice-prim-ministru, erau persoanele de răspundere de la comisia de concurs, erau audierele de la care unii membri comisiei spuneau că au primit indicații directe când s-au opus de la Vlad Filat și noi am trimis toată această informație către procuratură. Am primit răspuns că pe acest subiect dosar penal pe anumite articole este pornit de mult. Și ne-am mulțumit pentru informația suplimentară. Am înțeles că mai 4 ani jumătate de când e pornit dosar penal și pentru mine nu este clar care finalizarea acestui dosar penal. Dar pe 12 august, nu o lună în urmă, dar 10 zile în urmă, am expediat, au demers referitor la situația cu 2014, cu aceste garanții de stat. Și aici noi chiar le-am enumerat persoanele, factori de decizie, care au acționat sau n-au acționat cum trebuie în noiembrie 2014. Și noi ne-am referit la Iuri Leancă, Dorin Drăguțan, Adrian Candu și Anatol Arapu. Din câte eu cunosc, demersul este
transmis la Procuratura Anticorupție și este pornit dosar penal. Da, eu n-am primit încă... Da, adică nu noi pornim dosar penal. Da, înțeleg. Ideea noastră era, noi am solicitat, noi am enumerat toată cronologia, am anexat niște audieri, stenograme de audieri, niște documente și am finalizat demersul cu constatarea că considerăm că, în opinia comisiei, aici este cel puțin articolul 329, neglijență în serviciu. Din câte eu am auzit, n-am încă informația oficială, dar în discuții verbale, din câte eu am înțeles, este intentat dosar penal pe acest caz. Aștept confirmarea oficială. Din informațiile care dumneavoastră ați obținut și dacă corect v-am înțeles, ați spus cumva că furtul a continuat și după acordarea garanțiilor despre acest rulaj care ați vorbit. Este întrebare foarte bună. Furtul, desigur că proporțiile furtului, culminarea, vârful furtului, a avut loc, din punctul nostru de vedere, în noiembrie 2014. Dar rămâne semnul de întrebare, care într-un fel nu... intră după competența comisiei, că noi analizăm situația 2011-2014, dar sunt tangențele și sunt multe semne de întrebări ce s-a întâmplat în aceste trei bănci după ce au fost introdusă administrarea specială. Cum au fost administrate aceste trei bănci? Cum au fost încercările de a rambursa aceste credite? Era posibil, nu era posibil? Câte credite au fost performante, câte credite au fost neperformante? După mine, e nevoie de crearea unei alte comisii care să examineze ce s-a întâmplat în următorii ani, când aceste trei bănci au fost sub administrare specială de la Banca Națională. Dar evident că sunt mai multe semne de întrebare referitor la activitatea acestor bănci în proces de lichidare după ce a fost introdusă administrarea specială. Dar cam despre ce sume ar putea fi vorba? Nu știu. Noi doar primim acum informația. Vedem tangențele. Inițial, misiunea noastră nu intra examinarea situației după introducerea garanțiilor, după introducerea administrării speciale. Dar văzând unele procese și unele lucruri care s-au întâmplat în noiembrie 2014, după noiembrie 2014, noi vom examina atitudinea noastră vis-a-vis de procesele care s-au întâmplat în 2015-2019 în aceste bănci. Sunt foarte multe lucruri suspecte. Spuneți, vă rog, domnul Filat va fi ultima persoană care va fi audiată? Posibil, dar iarăși, decizia o luăm colegial. Sunt câteva persoane care au solicitat să fie audiați. Posibil, noi în cadrul analizării, fiecare zi parvin mai multe informații, parvin anumite lucruri, parvin documente. Iată, noi până ieri parcă era cât clar ce s-a întâmplat în 2014. Și a venit domnul Arapă și ne-a făcut o leacă de lumină pe anumite procese în 2014. Noi acum, iată, solicităm informația de la Banca Mondială, de la FMI. Nu exclus că vom lua decizia că e nevoie de audiat și alte persoane, mai ales că suntem foarte curioși să ascultăm pe doamna Politova Cangaș. Foarte curioși. Dar cine mai solicită să fie audiat? În afară de domnul Sate? Sorin State, de exemplu. Uh-huh. Sorin State a solicitat. Comisia ieri a luat decizia cu majoritatea voturilor că să nu fie dumneavoastră audiat, deoarece dânsul are ceva de informat pe noi ce s-a întâmplat în Unibank în 2012. În opinia mea, această informație e importantă. Ceilalți membri comisiei consideră că noi totuși trebuie acum să ne concentrăm mai mult pe 2013-2014 și în 2012 deja situația relativ este clară. Dar eu ieri am informat pe domnul Static că noi așteptăm și tare, tare mult vrem că dumnealui înscris ne prezinte toată informația și sper foarte mult că acest lucru se va întâmpla. Nu exclus că vor apărea și alții doritori. Problema că noi deja am audiat, v-am spus, 23 de
persoane și factor cheie în toate aceste procese. Sunt unii membri ai comisiei care pe bune spun că să nu cumva, să nu deraiem, să nu deviem de calea noastră, să nu încercăm, cum, că procesul s-a pornit din 2010-2011, să nu mergem pe pistă greșită când o să încercăm câteva episoade nu așa de importante să examinăm și să ne abatem de la calea principală ceea ce s-a întâmplat în 2013-2014. Și eu dau dreptate dumnealor, deși mi se pare că lucrurile care s-au întâmplat în 2012 în Unibank sunt importante și sunt acolo nume sonore despre care vorbește domnul Statie. Eu cred că cea mai ieșire din situație, fără că noi să avem probleme ceva, dacă domnul Sorin State va prezenta informația exhaustivă în scris referitor la procesele despre care eu cunoaște, și noi o să citim și poate revenim la ideea audierii de dumnealui. Da, domnul Satei, va fi cumva, pentru că eu înțeles că deja încă nu se discută despre acest raport care el a publicat, deja nu mai discutați. Noi avem, așteptăm totuși confirmarea oficială, fie din partea procuraturii, fie din partea CROU-ului, în privința veridicității acestei informații. Cu părere de rău, până în ziua de azi, nu avem această confirmare și imediat după ce există verdictul oficial în oarecare formă. Eu înțeleg că poate forma în care noi o să primim acest verdict nu neapărat o să fie așa cum dorim noi, dar știți, și anumite răspunsuri indirect pot să confirme sau să infirme veridicitatea raportului CROU în versiunea publicată de USATI. Această informație a fost publicată, nimeni nu până în ziua de azi nu a spus că ea e veridică sau nu e veridică. Noi am luat act de această informație, ea a fost făcută public. Aspectul ce ține modul cum a obținut domnul Osată această informație nu ne interesează pe noi. Cred că sunt alte organe care trebuie să se ocupe cu acest lucru. Alte întrebări la domnul Osată, majoritatea membrilor comisiei la momentul actual nu are. Mulți din membrii comisiei consideră că aici, în afară de dorința unui PR, nu există, nu sunt alte probleme, nu sunt alte scopuri. Dar cine știe, termenul de activitate a comisiei este prelungit până la 10 octombrie. Cine știe, poate în luna septembrie noi vom reveni la ideea audierii domnului Usate. La ora actuală acest subiect nu a fost abordat și acest subiect nu a fost discutat în cadrul comisiei. Raportul va fi abia în octombrie, înseamnă că veți prezenta? Raportul, eu sper că va fi gata până la 30 septembrie. Anumite ajustări probabil că până la 10 octombrie să ne încadrăm în termen. Important, prelungirea acestei comisii, importanța prelungirii este legată de audieri suplimentare și verificarea unor fapte. Iată faptul ce s-a întâmplat în 2013. Care este implicarea lui Plahotniuc în procurarea acțiunilor de la Platon? Care este rolul adevărat al Ușor? Și care este lista beneficiarilor, totuși, dacă ea există și adevărat ceea ce e publicat USATI, iată, aceste lucruri sunt foarte importante pentru ca noi să le verificăm suplimentar. Și plus au apărut, iată, această informație, noi vrem să cunoaștem care a fost rulajul real banilor în aceste trei bănci, rulajul de intrare și rulajul de ieșire. Că mi se pare că este o probă mai mult decât concludentă pentru un dosar penal la anumiți funcționari care au acționat cu neglijență, cel puțin, cu neglijență crasă, în noiembrie 2014. Și domnule Slusăr, vreau să vă întreb și despre situația în coaliția PSRM acum. Ieri socialiștii au declarat că sunt gata să semneze un nou acord cu blocul acum, dar doamna Sandu a spus că este o problemă cu numirea noului președinte al Curții Constituționale. Mai ales că domnul Carp a spus că chiar poate să iasă din această majoritate dacă nu va fi revizuită această decizie. Dumneavoastră, cum vedeți, trebuie să fie revizuită această decizie și în ce condiții va putea fi posibilă semnarea unui nou acord cu Partidul Socialiștilor? Despre acordul se discută de mult.
acest acord trebuia să conțină angajamentele ambelor formațiuni de a efectua, de a implementa reforme foarte importante. Și în primul rând reforma justiției. În primul rând reforma justiției, care este prioritatea zero. Și nu pentru 4 ani reforme. Dar aceste reforme trebuie să fie votate și implementate în câteva luni. Altfel, sistemul care noi am moștenit, mai ales sistemul procuraturii care noi am moștenit de la Plohotniuc, acest sistem este așa de puternic că poate influența procese politice în Republica Moldova. Și aici este cea mai mare întrebare. Dacă Partidul Socialiștilor este gata, în primul rând, să accepte aceste reforme, și mai există și al doilea subiect legat de geopolitică. De ceea ce s-a produs, această vizită lui Șoigu, acest deziderat de a nu dezbina societatea, din punctul meu de vedere, această vizită este o greșeală. Greșeală care nu contribuie la bună înțelegere. Referitor la Curtea Constituțională, consider că cea mai bună soluție ar fi revizuirea acestei decizii și domnica Manole a depus sesizarea referitor la acest lucru. Păcat că ea nu a fost acceptată. La fel, sunt de acord cu domnul Carp că demisia domnului Țurcanu ar fi una care ar dezlega situația și să fie aceste alegeri repetate în cadrul Curții Constituționale, deoarece poziția blocului acum tot timpul era de depolitizarea organelor de justiție. Dumneavoastră, țineți minte câte discuții au fost referitor vis-a-vis de concursul cu Flocea, votarea lui Flocea, care este, repet încă o dată, persoană după mine competentă, dar percepția politică. Același lucru s-a întâmplat și în Curtea Constituțională și nu este bine ca exponentul partidului politic sau propus, sau persoană propusă de partidul politic, că domnica Manole nu este membru platformei, da. Dar oricum, toți știu că a fost propusă de platformă, da. Nu este bine că aceste persoane să dețină și fie curții constituționale. Și acest subiect, într-adevăr, este unul sensibil și sub acest aspect eu sunt de acord cu propunerea domnului Carp. Ar fi bine să se întâmple această revizuire, dar dacă asta e un caz special, dacă să luăm în general, v-am spus, ar fi bine că noi să ne angajăm în promovarea mai multor reforme în domeniul justiției. Fără asta, noi nu putem merge mai departe și ar fi bine că noi să ne ținem de angajamentele noastre, de renunțare de geopolitică și de dezbinarea societății. Înțeleg că suntem în preajma alegerilor locale, dar totuși trebuie să demonstrăm o responsabilitate maximală. Dar în aceste condiții, dacă socialiștii vor păstra aceste decizii, adică clar că nu socialiștii direct iau decizii la curte, dar oricum, este posibilă semnarea acestui acord în condiții actuale, fără schimbarea celor decizii cu Șoigu, cu curtea? Nu, la semnarea acordului cel mai important lucru era angajamentul pe justiție. Dar, desigur, vom analiza lucrurile per ansamblu. Vizita lui Șoigu nu a dus plus valoare la relațiile noastre cu în majoritatea. Și repet încă o dată părerea mea că n-ar trebui să se producă acest lucru, mai ales în modul cum s-a produs, fără că să fie la timp informat guvernul. Vom analiza toate aspectele, dar importanța zero pentru noi sunt reformele în domeniul justiției. Eu m-am convins aceste 3 luni, colaborând cu mai multe organe, procuratura, SIS, CNA, dacă noi nu schimbăm acest sistem, mai ales procuratura și sistemul judecătoresc, și să nu facem acest lucru în câteva luni, mai departe toate procesele politice pot fi zădărnicite, toate înțelegerile, tot asta, nu vor fi eficiente fără demontarea acestei caracatițe care există acum la nivelul procurorilor și judecătorilor. Este o moștenire toxică de la Vlad Plohotniuc, care a investit
foarte mulți bani în Procuratura Generală. Acolo oamenii onești erau eliminați din start. Acolo s-a făcut tot posibil și imposibil ca să rămână cât mai mulți oameni docili, cât mai mulți oameni care fac justiția la comandă. Și da, acest sistem are atribuțiile foarte extinse. Procuratura poate influența orice proces politic, orice lucru politic, dacă ai procuror general și ai mai mult procuror. Și nu doar procuror general. Procuratura anticorupție, PCCOX, diferite rolul procuraturii în sistemul statului capturat a fost și încă este, cu părere de rău, unul de bază. Și dacă noi nu schimbăm aceste lucruri rapid, mai departe nu putem merge. Atât, Alexandru. Mai mult n-ai întrebări. O zi bună, Cătălin.